mulțumim mult de tot pentru participare și vă rugăm să rămâneți în continuare. Acum aș da legătura domnului Marius Chirian, director general la Enel Energie și Enel Energie Muntenia. Bună ziua! Salut, Mâna! Mulțumesc pentru invitație! Cum vedeți dumneavoastră? Cum a fost plafonarea și compensarea? Cum vedeți de acum înainte, de la 1 aprilie? Cum o să fie? În primul rând, o să vină cu un efort masiv, iarăși, din partea întregii echipe pentru a implementa această lege. De multe ori uităm că în spate sunt multe sisteme și mulți oameni și toți acești oameni trebuie să depună un efort extraordinar pentru ca clienții să vadă de la începutul lunii aprilie, pe măsură ce apar primele facturi emise pentru luna aprilie, noua schemă aplicată. Vom sprijini în continuare clienții, așa cum am făcut-o și de la 1 noiembrie și de la, mă rog, corelat și cu modificările succesive și vom face tot posibilul ca de la 1, ca din luna aprilie clienții noștri să vadă în facturi noua schemă. Acum, uitându-ne la noul OUG, ordonanța, da, aduce niște îmbunătățiri, dar în continuare spune că este un pic nedreaptă față de furnizori. Și până la urmă, ordonanța aduce o re-reglementare a pieței. Suntem un furnizor care investește de peste 10 ani masiv în piața liberă. Să vedem astăzi am ajuns la un portofoliu de peste 80%. Peste 80% din clienții noștri sunt în piața liberă și, da, în acest context, ei sunt protejați și ăsta este un lucru bun, dar schema este un pic nedreaptă pe alocuri. În urmă, măsurile acestea adoptate încă sunt destul de diferite față de măsurile din toolbox-ul Comisiei Europene. Comisia Europeană a venit cu un set de reguli, le-a pus pe hârtie, a făcut recomandări statelor. România a ales, din păcate, să pună întreaga această povară în spatele furnizorilor de energie. Da, au fost probleme mai mari pe, să zicem, pe ordonanța aplicată în perioada noiembrie-martie. Legea vine cu niște clarificări, cu niște îmbunătățiri, dar, în continuare, din punct de vedere cash flow, furnizorii de energie vor duce greu. Pentru că, deși în acest moment, poate uitându-ne la lege, la prima lectură, vorbim de un impact mai mic în margine pentru furnizori, totuși, impactul din punct de vedere cash flow va fi unul din ce în ce mai ridicat. De ce anume? Piața crește și vorbim de prețuri, energia se tranzacționează astăzi în piață pe la 1300 de lei. Furnizorii vor trebui să aplice un coș clienților și vor merge să recupereze de la stat diferența de bani. Vorbim de sume undeva la 500, 600, 700 de lei pe megawatt ce vor trebui recuperate, suportate de furnizori o perioadă de timp. Sumele acestea vor crește pe măsură ce în a doua parte a anului și presiunea va fi din ce în ce mai mare și ne desfășurăm activitatea într-un context din ce în ce mai dificil, inclusiv în relația cu băncile. Până la urmă, legea ar trebui, în mod normal, așa cum recomanda și Comisia Europeană, să se uită un pic să ne uităm la consumator și la nevoile lui. Și, din păcate, legea nu face neapărat o distinție. Recomandările Comisiei sunt foarte clare. Să ne uităm la veniturile consumatorilor noștri. Din păcate, aplicând, să zicem, un sistem în funcție de consum, acest sistem riscă să fie un pic inechitabil în relația, în funcție de consumatorii. Vă dau un simplu exemplu. Eu s-ar putea să mă încadrez foarte ușor în limita de 300 de kWh. Dar sunt persoane care folosesc destul de mult încălzirea electrică, iar veniturile lor sunt mai mici și ei, din păcate, vor plăti costul real al furnizorului plus acea marge. Impactul financiar al schemei. Dacă ne uităm la un alt lucru care poate
ar merita regândită în perioada următoare este legat de includerea în schemă a tuturor clienților business. Sunt toți clienții business, vor fi plafonați, cu mici excepții, vor fi plafonați la un leu pe kilovator, 1000 de lei pe megavator. Ei vor ajunge să plătească, practic, în special clienții din joasă tensiune, probabil un preț în jur de 400 de lei pe megavat. Merită să avem o dezbatere dacă, într-adevăr, toți clienții business din țară merită incluși sau nu. Pentru că, de fapt, sumele acordate lor pune presiune tocmai pe sustenabilitatea întregii scheme. Și poate ar fi fost un compromis să introducem o plafonare inclusiv la clienții de peste 300 de kWh. Mergând un pic și în... trebuie să citim într-adevăr în detaliu cum va decurge procesul acesta de decontare al sumelor, dar până acum ce am văzut că schema într-adevăr este una extrem de birocratică. Și cu ușurință, să zicem, poate exista un ping-pong între furnizori și autorități. Ce mi-aș dori să vedem în perioada următoare, tocmai în contextul în care sumele vor crește substanțial, să vedem că acest proces merge un pic mai simplu. Sumele mici și, de fapt, aceste plafoane mici, așa cum au menționat și antevorbitorii mei, într-adevăr, limitează, dacă vreți, investițiile în eficiență energetică. Companiile și oamenii, când vor vedea că, într-adevăr, energia este ieftină, nu vor mai depune un efort să mai salveze un pic, să-și reducă un pic consumul sau să investească masiv. Vom încerca să continuăm să facem această educație și să insistăm și să îi ajutăm pe clienți să investească în surse descentralizate, pentru că acestea sunt într-adevăr viitorul, dar momentan credem că lucrul acesta nu este cel mai benefic. Acum, mergând inclusiv pe două mici tehnicalități ale legii, apropo, inclusiv de partea de servicii, vedem un posibil efect în partea de servicii pe care noi le asociem contractelor de furnizare. Aici, din păcate, în ultimii ani am investit, și în general, furnizorii au investit masiv pentru a diferenția ofertele și pentru a include o listă de servicii, beneficii suplimentare clienților. Că nu este clar în ce măsură vom putea să oferim aceste servicii în continuare și asta, să zicem, că este un mic aspect negativ, dar sperăm ca în discuțiile cu autoritățile în perioada următoare să clarificăm inclusiv acest aspect. Și ar mai fi un posibil impact negativ, poate o mică tehnicalitate, dar e posibil ca furnizorii să înregistreze inclusiv niște pierderi în margine directe. Există pe undeva o prevedere și o anumită formulă prin care noi cumva trebuie să socializăm energia de pe niște contracte mai vechi de două ori. Trebuie să o citim cu atenție cu toții, să stăm la masă și în măsura în care acea prevedere induce pierderi directe furnizorilor, poate că ar fi bine să regândim schema respectivă. Mare, încă o dată, legea aduce niște, să zicem, îmbunătățiri clare pe partea de, să zicem, recuperarea costurilor trecute, dar încă sunt, să zicem, multe lucruri de lămurit, tocmai pentru a o face mai aplicabilă și mai echitabilă în relația furnizor-stat-client. Cât ați recuperat și dumneavoastră? În ce procent ați recuperat banii de la stat, de plafonul și compensare? Procentul merge undeva tot în jurul valorii de 20%, dar sunt două scheme diferite, într-adevăr. Pe procedura de compensare pare că am intrat într-un RID. Procedura de plafonare, unde există cu tot o altă regulă, alt tip de raportare și așa mai departe. E totuși sunt niște prevederi tehnice care au venit, cred că acum 3-4 săptămâni, aproximativ 4 săptămâni, acolo ne așteptăm să mai existe un pic așa de lămuriri în perioada următoare, dar este extrem de important ca
toate aceste lucruri să fie clarificate destul de repede, tocmai pentru ca pe noua lege procesul să meargă mult mai